Bună ziua, oameni dragi de peste tot! Vă invit să pregătim astăzi împreună o prăjitură din caietele vechi cu rețete. O prăjitură chinezească sau chinezoaică sau dobra sau să-mi spuneți voi ce alte nume mai are prăjitura asta la voi în zonă. Fac prăjitura asta pentru ziua mea, pentru că împlinesc 55 de ani și un astfel de eveniment merită sărbătorit. Haideți să vă arăt ce folosesc pentru această prăjitură. Prăjitura aceasta este o negresă pufoasă cu multă nucă și cu glazură. Ce folosim pentru aluat? 6 albușuri, ouă mari, 250 de grame de unt, 200 de grame de zahăr pudră, 180 de grame de făină, o lingură de rom sau vanilie sau ce altă aromă doriți, o lingură de praf de copt, 50 de grame de cacao, 250 de grame de nucă măcinată, deci multă nucă, și un praf de sare. Pentru glazură vom folosi aici 6 albușuri, 120 de grame de zahăr pudră, eu am aici zahăr vanilat Bourbon. Puteți folosi o lingură de extract de vanilie sau rom sau ce altă aromă doriți, o linguriță cu vârf de amidon sau o lingură de făină albă, 10 grame de amidon sau 20 de grame de făină albă, plus niște granule de ciocolată din acestea, sau puteți răzui deasupra 50 de grame de ciocolată amăruie. O să vedem la urmă la ce ne folosește ciocolata. Prima dată punem albușurile la bătut, adăugăm puțină sare, un vârf de linguriță, la viteză maximă până se face albușul spumă. Când albușul este bine bătut, adăugăm zahărul pudră și continuăm baterea. Adăugăm untul care este cald. Adăugăm romul. Cacao. E bine să cernem cacao și făina și să amestecăm ușor de jos în sus. Făina și praful de copt se pune peste făină. Amestecăm ușor de jos în sus. Punem și nuca măcinată și amestecăm totul. Un set de ustensile foarte frumos, Pink Lady de la Baker Shop, și am aici 25 de ustensile care sunt foarte utile în bucătărie. Am tavă de brioșe, am tăviță de prăjitură, tavă de cozonac sau pâine, poșuri, gripcă, forme de fursecuri, linguri de măsurat, ustensilă pentru separat albuș de călbenuș, pensulă, am și leca aici, hârtie de copt și folie de aluminiu, forme de brioșe, castron, formă de tort din aceea cu fundul detașabil care este foarte bună, plus cărticică de prăjituri. Ce frumoasă e! Numai bine ne putem inspira! Acest set este extraordinar de bun pentru că nu mai stau să mai caut peste tot ustensile și din aia și din aia, le am pe toate la pachet. Aveți reducere 10% dacă folosiți codul Gina Bradea 10. O să vă las dedesubt site-ul de unde am luat plus codul de reducere. De ce să nu le luăm pe toate din același loc? Sunt toate antiaderente extraordinar de bune. Haideți să facem prăjitura mai departe. Punem aluatul în tavă. Spatula de genul acesta este foarte bună, vă recomand să aveți, pentru că ne ajută să adunăm absolut tot aluatul. Nu rămâne nimic în vas. Eu am folosit acum o tavă cu dimensiunea de 20 pe 30 de centimetri. Puteți folosi o tavă de 20 pe 20, va ieși prăjitura mai înaltă. Mergem la cuptor acum, la o temperatură de 180 de grade cu ventilație. Coacerea va dura aproximativ 40 de minute. Facem acum glazura prăjiturii. Avem gălbenușurile, le punem într-un castron. Zahărul pudră. Zahărul vanilat. Amidonul. Și un praf de sare. Amestecăm bine totul până când vom obține o spumă să se dizolve zahărul. Bine. Aceasta este glazura noastră. Se văd semințele de la păstaia de vanilie. Zahăr vanilat Bourbon. Ce bine miroase! Prăjitura s-a copt. Răsturnăm glazura. O întindem uniform pe toată prăjitura. O băgăm înapoi în cuptor la 150 de grade pentru aproximativ 10 minute. Am scos prăjitura din cuptor, glazura s-a întărit, punem ciocolata deasupra, se va topi puțin. Lăsăm prăjitura să se răcească foarte bine. Înainte să o tăiem, este bine să o băgăm cel puțin o oră la frigider, apoi se va tăia foarte ușor cu un cuțit cu lama încălzită în apă caldă. Nu tăiem prăjitura acum fierbinte, pentru că glazura se va crăpa. Am tăiat prăjiturica. Așa arată. Este o negresă din aia pufoasă, moale, cu multă nucă, se simte gustul de rom, se simte gustul de vanilie, miroase fantastic de bine la mine în casă. Se face ușor. Negresa place tuturor. Cu multă nucă, este o rețetă extrem, extrem de gustoasă. Am tăiat-o foarte ușor. Dacă o țineți o oră la frigider înainte de tăiere, imediat se taie. Și uitați-vă ce frumoasă este bucata aceasta. Cât este de frumoasă, vedeți? Cât de frumos este aluatul, cât de bine a crescut, nu este deloc dens. De aceea este nevoie să folosim puțin praf de copt. Nu exagerăm, dar punem puțin, pentru că uitați ce frumoasă este prăjitura. O gust? Bună rău! Așa arată. Bună prăjitură, arată foarte bine, e foarte ușor de făcut, e genul de prăjitură perfectă pentru oricine și două mâini stângi dacă ai, tot îți iese. Sunt Gina Bradea, îmi plac rețetele simple și gustoase, fără multă muncă, fără multă chinuială, cu ingrediente la îndemână pe care le găsim peste tot. Urmăriți-mă, vă pregătesc mari surprize, în curând, la revedere!